poate mândră de ce fac românii. Au deschis brațele și inimile și este un lucru frumos și necesar și o să durează în timp. Asta e problema, că acum este criza acută, dar o să durează. Suntem o familie și ei care vin spre noi sunt familie, deci este normal să le protejăm, să le ajutăm. Foarte greu situația.